Bună ziua, doamnelor și domnilor, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vă propun pentru emisiunea medicală de astăzi un subiect care are în prim plan bolile hepatice acute. O să vedem exact despre ce afecțiune este vorba, câți pacienți suferă de acest tip de boli și care ar fi schemele de tratament și recomandările pe care specialiștii le oferă în cazul pacienților cu boli hepatice acute. În platou alături de mine este, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și, de asemenea, prin Skype, ni se alătură domnul doctor Dan Pițigoi, medic primar gastroenterolog. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Da, și înainte de toate, vreau să urmărim împreună un material realizat de colegii de la 360medical.ro legat de acest subiect, după care începem dezbaterile. Ficatul este cel mai mare organ intern al omului și are un mecanism complex de funcționare. El are un rol foarte important pentru buna desfășurare a unei vieți normale, îndeplinind peste 500 de funcții ce nu pot fi suplinite de dispozitive medicale. Există un număr mare de boli ale ficatului, iar fiecare dintre ele reprezintă o problemă serioasă de sănătate. The commonest causes of liver disease include alcohol, fatty liver disease and chronic viral hepatitis. Fatty liver disease affects 20% of the population. And it is important because of those 20%, approximately 20-25% of them will have chronic inflammation of the liver. And a significant proportion of those patients will develop scarring of the liver, leading to the development of cirrhosis, liver failure, and liver cancer. Bolile hepatice cronice reprezintă o cauză importantă de morbiditate și mortalitate atât la nivel mondial cât și în România. În practică, o afecțiune la nivelul ficatului este de multe ori dificil de identificat, deoarece nu se manifestă simptome sau acestea nu sunt specifice. Hepatitis C is generally found through screening of asymptomatic individuals. Symptoms from hepatitis C are usually absent or very non-specific, fatigue, muscle aches, flu-like symptoms, rarely even pain in the right upper quadrant of the abdomen where the liver sits. Most people have no idea that they have the virus. Îngrijirea pacienților cu boli ale ficatului presupune alocarea de resurse importante ale sistemelor de sănătate. Totuși, în ultimele decenii s-au realizat progrese importante în îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și urmăririi bolilor hepatice cronice. Am văzut sintetizat câteva informații despre această categorie de afecțiuni și începem dezbaterile. Domnule doctor Fotin, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Cât de răspândite sunt acest tip de afecțiuni? Ce ne puteți spune despre pacienții care suferă de boli hepatice? Am văzut câteva dintre afecțiuni enumerate în materialul de început. Numărul pacienților care suferă de o afecțiune hepatică este unul destul de mare, așa cum am văzut, reprezentând o problemă de sănătate publică. Pentru că numai dacă ne gândim la ficatul gras, de exemplu, sau steatoza hepatică, diagnostic pe care sigur l-am auzit împrejurul nostru, la un cunoscut, prevalența în populația generală este estimată la 20-30% dintre persoane având o astfel de afectare hepatică. Dacă la aceasta adăugăm hepatitele virale A, B, C, D, au fost calculați indicatorii epidemiologici acum câțiva ani înainte de introducerea tratamentelor antivirale pentru tratamentul hepatitei C, de exemplu, care arătau că prevalența în populație e de 4% persoane care aveau o afecțiune hepatică virală B sau C. La acestea se adaugă hepatitele toxice, de exemplu, determinate de abuzul de diverse substanțe, de medicamente, cum ar fi amiodarona sau paracetamolul, binecunoscutul paracetamol, hepatitele alcoolice, hepatitele autoimune. Afectarea hepatică cuprinde o categorie largă de tipuri de boli, fiecare cu tratamente dedicate. Nu mai vorbim de
formele severe, grave de afectare hepatică, cum ar fi ciroza hepatică sau cancerul hepatic. La nivelul României, de asemenea, această problemă... Dacă răsfrângem indicatorii menționați, vorbim de milioane de persoane care au o afectare din cele descrise anterior. Domnule doctor Pițigo, există deja o experiență îndelungată a medicilor cu medicamente pentru afecțiuni hepatice. Cum iau experții deciziile privind durata tratamentului și dozele administrate? Care ar fi criteriile? Chiar din întrebarea dumneavoastră poate extrage o parte din răspuns. Mulți dintre cei care sunt implicați în tratamentul acestor afecțiuni țin cont de experiența lor anterioară. Principiul care ar trebui să guverneze decizia de a lua un tratament în calcul ar trebui să fie medicina bazată pe dovezi. Dacă noi avem argumente că un medicament, și insist asupra cuvântului medicament, are proprietăți terapeutice în afecțiunea pe care vrem să o dăm, atunci cred că ăsta ar fi unul dintre principalele argumente care să ne facă să decidem că îl vom folosi în tratamentul unui pacient. Sigur că aici mai intervin poate cât de agresive sunt canalele pe care cei care fabrică diverse produse pentru a fi utilizate în aceste situații, deci cât de agresive sunt aceste canale de informații, evident, informații noi sau evident informații argumentate științific, dar trebuie să ținem cont că există și o serie de produse care sunt foarte agresive pe foarte multe canale, fără să aibă totuși în spatele lor o serie de dovezi. Și atunci ar trebui cei care tratează asemenea afecțiuni să țină cont de acest lucru și să încerce să extragă dacă argumentele sunt bazate pe dovezi atunci când decid asupra unui produs sau altuia. A spus accent pe cuvântul medicamente. Ne puteți explica puțin de ce? Da. Sunt mai multe categorii de produse pe care pacienții pot să le ia sau să li se recomande. Sunt, bineînțeles, principala categorie medicamentele și care acestea au proprietăți terapeutice. Mai sunt două. Unele sunt suplimente alimentare, celelalte sunt dispozitive medicale. Suplimentele alimentare sunt, aș spune, mult mai multe decât medicamentele în ceea ce privește bolile hepatice, însă aș insista, nu întâmplător am punctat cuvântul medicament, sunt foarte multe suplimente alimentare în această categorie de adjuvante în tratamentul bolilor hepatice cronice, însă nu pot să fie cu tot arsenalul de argumente intitulate a fi substanțe cu proprietăți terapeutice. În definiția unui supliment alimentar nu intră cuvântul proprietate terapeutică. Ele sunt niște adaosuri la dietă și pot ajuta o serie de persoane care au nevoie de un adaos alimentar, nu pentru a fi tratate pentru o afecțiune sau alta. Și evident există și cea de-a treia categorie de care vorbeam, și anume a dispozitivelor medicale, care sunt ceva asemănător cu suplimentele alimentare. Sincer să fiu, eu nici n-aș fi foarte confortabil să înghit ceva care mi se spune că este dispozitiv medical. Mă gândesc că ar avea acolo un șurupel, o articulație, o ceva și nu. Absolut, termenul dispozitiv într-acolo ne duce cu gândul. Exact, câte o Și alege un astfel de produs. Trebuie să menționăm că acum discuția s-a dus în zona tratamentelor sau adjuvantelor hepatoprotectoare pe care pacientul și le poate achiziționa singur, pentru că dacă vorbim de bolile hepatice, pacienții nu se pot trata singuri. Da, dar scuzați-mă că vă întrerup, există acea categorie de pacienți care suferă de o anumită afecțiune și pe lângă tratamentul pe care îl primesc de la specialist, mai cumpără ei acolo un hepatoprotector, după cum spunea și domnul doctor, niște suplimente, că poate îmi revin mai repede sau mă ajută mai mult, ceea ce nu e corect. Atunci, cum bine le-a definit domnul doctor, pacienții trebuie să înțeleagă foarte clar diferența dintre aceste trei tipuri de produse.
Suplimentul alimentar este acela care suplimentează dieta. Sunt substanțe pe care eu încă nu le-am identificat ca făcând parte din dieta mea zilnică ca să fie necesar să mi le adaug, dar ele sunt pe piață. Sunt medicamentele care desfășoară o acțiune terapeutică, au un rol prin absorpție, prin metabolizare, de a determina o acțiune farmacologică și a produce un efect terapeutic. Și sunt dispozitivele medicale în care, într-adevăr, desfășoară o acțiune nu farmacologică, ci mecanică sau fizică. Realitatea ne arată că pe piață putem găsi o substanță chiar sub toate aceste trei forme de autorizare, de punere pe piață. Acea substanță pe care o întâlnim și ca medicament, și ca supliment, și poate și ca dispozitiv. Teoretic, am spune același lucru. Până la urmă, conține tot planta nu știu care. Realitatea nu este asta, pentru că, așa cum a spus domnul doctor, pe produsele comercializate sub aceste forme se cer anumite dovești științifice. În cadrul medicamentelor trebuie să se facă studii clinice, să se probeze efectul acesta farmacologic. Pe suplimente alimentare nu trebuie să facem o astfel de cercetare, pentru că teoretic sunt substanțe pe care noi le ingerăm zilnic cu alimentația. Acea substanță doar o aducem suplimentar, crezând că nu ne aduce alimentația cantitatea necesară. Iar la dispozitive medicale se fac niște investigații clinice numite din altă zonă decât cea a medicamentului. Bun, dacă pacientul nostru intră într-o farmacie și cunoaște aceste lucruri, el trebuie să se auto-încadreze în ce categorie se află. Dacă este pacient cu boală diagnosticată în sfera hepatică, nu poate să administreze, presupunând că decide singur, în afara medicului curant, să-și administreze o altă substanță decât un medicament. De ce spun asta? Odată, din cauza acestor definiții și bazelor legale pentru care sunt autorizate, dar în cutia de medicament găsește informațiile necesare administrării în siguranță. Respectiv, faptul că vorbim de o plantă sau un supliment care poate să fie și medicament și supliment alimentar, nu înseamnă că nu poate interacționa cu medicamentul pe care noi îl luăm pentru boala de bază și poate face mai mult rău decât bine. Atunci, aceste informații legate de modalitate de administrare, de interacțiuni, care sunt foarte importante atunci când iei mai multe medicamente deodată sau substanțe deodată, le găsește în informațiile de utilizare din ambalaj, respectiv din prospect. Informațiile de utilizare la suplimentul alimentar nu a fost conceput pentru așa ceva și atunci interacțiunile acestea nu sunt menționate acolo. Pentru că el este prezentat ca fiind ceva ce suplimentează alimentația, punct. Bun, dacă totuși decide să își achiziționeze un astfel de produs, ținând cont de faptul că este pacient și că nu ia produsul respectiv doar ca să-și suplimenteze alimentația, atunci nu poate lua decât un medicament, unde are toate aceste elemente pe care vi le-am menționat mai devreme. Am înțeles. Domnule doctor, am văzut, ne-a explicat foarte bine domnul Fotin, în ce condiții se pot folosi astfel de tratamente adjuvante. Care ar fi acele proprietăți clinico-farmacologice ale acestora care sunt utile în tratamentul afecțiunilor hepatice? Sigur, cel mai bine ar fi dacă acest adjuvant în hepatitele, în bolile hepatice cronice, ar putea să ajute medicamentul care știm că are un efect etiologic și care îndepărtează factorul agresiv care a provocat respectiva boală. De regulă, acest factor agresiv induce inflamație și atunci una din principalele proprietăți ale unui asemenea adjuvant în bolile hepatice cronice ar trebui să aibă proprietăți antiinflamatorii. O altă proprietate importantă ar fi, cum spunea domnul doctor, că după această agresiune are loc o cicatrizare care poate să fie în exces și care poate să dăuneze. Deci o altă
altă proprietate importantă ar trebui să fie adjuvantul să ajute ficatul să nu se cicatrizeze în exces. Deci pe lângă acțiunea antiinflamatorie să aibă și o acțiune de a întârzia această cicatrizare în exces. Astea ar fi elementele importante care ajută procesul prin care ficatul reacționează la această agresiune. De asemenea, ar trebui să existe un răsunet al folosirii acestui adjuvant. Dacă se îmbunătățește, spre exemplu, aspectul histologic al respectivului ficat, dacă ia acest adjuvant, vedem dacă se ameliorează starea inflamatorie sau, să zicem, starea patologică a respectivului ficat. Dacă nu există acest lucru, măcar să amelioreze niște parametri biologici, deci să îmbunătățească o serie de analize pe care le putem face acestor categorii de pacienți. Și nu în ultimul rând, să amelioreze starea de bine a pacientului și pacienții să vină și să relateze, dom'le, te-am luat cu tare adjuvant și care m-a ajutat și mă simt bine, nu mă mai doare, nu mă mai balonez, nu mai am dureri musculare, nu mai, ce spuneau și cei prezentați în materialul de început al emisiunii. Și toate aceste proprietăți, de regulă, pot fi puse în seama unor substanțe care sunt condiționate ca medicamente și nu prea se întâmplă ca aceste proprietăți să fie puse în seama produselor care intră în categoria suplimentelor alimentare. Ce ne puteți spune, de exemplu, despre utilizarea silimarinei, domnule doctor? Pentru că o regăsim în diverse forme, și în medicamente, și în suplimente. Pacienții, da, mai ales pentru că beneficiază de o reclamă exagerată, să vă citez din ce spuneați mai devreme, foarte mulți sunt tentați, da, să apeleze la silimarină, chiar dacă nu au nevoie. Da. Silimarina este unul dintre adjuvantele hepatice foarte des folosite. Se extrage dintr-o plantă ciulin, se numește Silimum marianum, și pe lângă o poveste, să zic, cu iz așa puțin miraculos, că pe acel ciulin ar fi căzut o picătură din laptele Sfintei Marie atunci când îl alăpta pe Iisus, s-a constatat că există o serie de substanțe, flavonoizi se numesc, printre care face parte și silimarina și care seamănă ca structură cu niște hormoni care ne pot ajuta pe noi în situațiile în care avem de-a face cu o situație inflamatorie. Și atunci de aici a apărut ideea că această substanță ar putea să ajute un ficat care face față unei agresiuni și are acele proprietăți de care vă spuneam eu, și anume că poate să diminueze inflamația, poate să întârzie apariția fibrozei, acelei cicatrizări în exces, are argumente și există studii care dovedesc că se îmbunătățește aspectul histologic al acestor pacienți, că se îmbunătățesc proprietățile, parametrii, analizele de sânge ale acestor pacienți și, nu în ultimul rând, și starea lor subiectivă este îmbunătățită de adaosul silimarinei la eventualele medicamente cu țintă etiologică în diversele agresiuni hepatice. Bun, dar totuși acest adaus trebuie să fie într-un fel controlat. Nu să ne trezim acum că merg toți urmăritorii noștri să cumpere suplimente bazate pe silimarină tocmai pentru că ați spus că face bine. Da, chiar ar fi bine să menționăm că dintre toate produsele de pe piață există un singur medicament. Deci silimarina poate fi găsită pe piață mai multe produse, dar unul singur este medicament, toate celelalte sunt suplimente alimentare. Și așa cum spunea domnul doctor, diferența principală este că la medicament știm substanța este într-un extract standardizat, cunoaștem interacțiunile medicamentoase, cunoaștem efectele adverse, cunoaștem doza exactă. La multe produse care sunt în categoria suplimentelor alimentare, nu avem aceste informații. De foarte multe ori nu există detalii despre cum este condiționată acea cantitate
calitate, de substanță. Mulți dintre cei care fac asemenea produse se pot lăuda, spre exemplu, că au o doză extraordinar de mare de substanță în acel preparat. Însă, de foarte multe ori, nu e vorba de un extract standardizat care să ne pună la dispoziție substanța care realmente ne ajută. Și ea poate să fie într-un complex de substanțe și care să nu fie lăsată să-și facă proprietățile ei terapeutice, așa cum se întâmplă în cazul medicamentului. Am înțeles. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim la discuție cu domnul doctor Dan Pițigoi și cu medicul Nicolae Fotin. În doar câteva minute continuăm să vorbim despre bolile hepatice și despre tratamentele adjuvante care sunt implementate în cazul acestor boli. Ne-am întors și continuăm discuția despre bolile hepatice și despre tratamentele adjuvante folosite în cazul acestor afecțiuni. Cât de important este, domnule doctor Fotin, în ziua de azi, medicina bazată pe evidențe și să explicați puțin înainte de toate și ce înseamnă acest termen și după aceea să-mi răspundeți la întrebare, vă rog. Medicina bazată pe evidențe sau medicina bazată pe dovezi, așa cum este cunoscută, este un concept apărut în anii 70 care a avut ca scop schimbarea unei paradigme, respectiv de la schimbarea modalității în care un medic trata un anumit pacient bazat pe experiența proprie la o modalitate la care, desigur, și experiența este foarte importantă, dar dovezile acumulate pe specificul acelei boli să aibă o pondere importantă. Ca să explic mai concret, am avut perioada pandemică în care am văzut o multitudine de cercetări pe care practic nici nu apuci să le citești pe toate, dar aminte să stai să analizezi care e bună, care e rea. Prin urmare, există foruri, există specialiști care asta fac. Stabilesc gradul de evidență statistică a unei cercetări. Prin urmare, ca și mecanism de implementare a unei medicine bazate pe dovezi, ca să înțeleagă publicul, am auzit expresii de genul protocoale clinice, ghiduri clinice. Acestea sunt centralizări ale informațiilor, ale cercetărilor în domeniul respectiv, la care s-a demonstrat o evidență statistică, o putere de adevăr crescută față de restul de informații care, sigur, circulă. Ca să ajungem în zilele noastre, am văzut asta în perioada pandemiei, când o parte din diverse cercetări viciate de modalitatea în care au fost conduse au căpătat așa o putere de adevăr și au fost lansate ca fake news-uri. În cadrul cercetărilor pentru stabilirea acestor evidențe, aceste lucruri se elimină. În zilele noastre vorbim de o continuare a medicinei bazate pe dovezi, mergând spre medicina personalizată, adică evidențe și dovezi care ajung să se personalizeze pe fiecare pacient. Vorbeam într-o emisiune anterioară de terapii celulare care presupun personalizarea tratamentului prin scoaterea unui anumit tip de celule din organism, punerea unei informații, introducerea doar pentru acel pacient a informației respective și un tratament dedicat acelui pacient pentru care la bază propriile celule. Asta înseamnă personalizarea tratamentului. Deci conceptul se evoluează și el și va ajunge la medicină personalizată. Fără medicină bazată pe dovezi, nu poate exista medicină concret, clar, deci, uniformă. Deci, practic, este un punct de plecare în zilele noastre, acest concept. Nu poate exista medicină fără dovezi științifice în spate.
Vorbeam mai devreme de informațiile care apar într-un prospect, de exemplu. Teoretic, ai spune, este un document într-o cutie. Toate informațiile din acel document au în spate dovezi științifice analizate, testate statistic, testate clinic pe pacienți și asumate de producător. Asumate și de producători, dar și de autoritățile care validează aceste informații. Am înțeles. Trebuie să mai luăm încă o scurtă pauză. Vom reveni la concluzii și o să vedem exact și cum stabilesc medicii dozele terapeutice în practica clinică, de ce depind acestea, pentru că tot am discutat despre tratamentele adjuvante în cazul bolilor hepatice. Să vedem exact când e cazul să ni se administreze un supliment, când trebuie să luăm medicamente. Experții ne vor spune acest lucru, evident. Imediat ne întoarcem. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Domnul doctor Dan Pițigoi în continuare în legătură video alături de noi și o să continui cu domnul doctor. Le promiteam telespectatorilor că o să aducem lămuriri cu privire la modul în care medicii stabilesc dozele terapeutice în practica clinică. De ce depind acestea, domnule doctor Pițigoi, și de ce nu poate pacientul să stabilească, nu știu, în cazul unui supliment, că am discutat de silimarină, da? Nu poate să stabilească exact doza pe care să o administreze, tocmai pentru că are la îndemână acel prospect despre care am tot vorbit emisiunea aceasta. În general, dozele pe care îți propui să le folosești în cazul unui pacient depinde de starea patologică pe care vrei să o tratezi sau la care folosești un adjuvant. Evident că în funcție de cât de serioasă, între ghilimele, este această afecțiune, da? Dacă e vorba de o hepatită, de o afecțiune inflamatorie a ficatului, trebuie să vedem cât este de activă. Și asta aflăm, sigur, și din starea pacientului și din o serie de parametri biologici, respectiv analizele de sânge, parametri hepatici. Asta ar fi o latură a elementelor care te fac să te gândești ce doză să folosești. O altă latură sunt, așa cum spunea domnul doctor, datele pe care le avem din argumentele, da, care stau în spatele punerii pe piață ale acestor produse. Deci s-au făcut studii anterior punerii pe piață și s-a constatat că silimarina la pacienții cu boli hepatice cronice de natură virală este utilă sau este eficientă în doză de atâtea sute de miligrame sau, să zicem, un gram pe zi. Avem aceste date din studiile care au stat în spatele punerii pe piață acestor produse. Asta se întâmplă în cadrul avizării medicamentelor. Pentru suplimente nu există asemenea date, deci puțin probabil să ne gândim că vom avea o doză recomandată de un producător de suplimente alimentare. De regulă, acesta se ia după datele care sunt prezentate în studiile care au ajutat la punerea pe piața medicamentelor. Și zic, domne, dacă pentru medicament știm că e bine să luăm 1000 de miligrame de silimarină, venim și noi cu suplimentul nostru și zicem, iau, și noi putem să punem pe, în fața pacientului o doză de 1000 de miligrame. Dar ei nu au un argument care să zică, uite, ne-am folosit acest preparat într-un studiu și în baza acelui studiu noi recomandăm să ia 944 de miligrame în loc de 1000 de miligrame. Da. Așa că, pe lângă severitatea afecțiunii respective, cred că e foarte important și să avem în vedere studiile care au stat în spatele punerii pe piața acelei substanțe care atestă eficacitatea acelei doze pe care vrem să o folosim. Domnule doctor Fotin, vreau să completez. Vreau să completez că dacă ar fi făcut producătorul astfel de cercetări, și-ar fi încadrat suplimentul la medicament. Nu ar mai fi fost supliment alimentar.
Da? Dacă ar fi desfășurat cercetări cu scop de a arăta, de a stabili doze într-o patologie hepatică, atunci încadrarea ar fi fost medicament. Bun, haideți să concluzionăm, mai avem 3 minute la dispoziție. Domnule doctor Pițigoi, ce trebuie să înțeleagă telespectatorii în momentul acesta, dacă o persoană știe că are ficat gras sau că, nu știu, are un stil de viață mai dezordonat, dacă vreți, consumă poate mai mult alcool decât este recomandat sau face niște excese alimentare și a auzit de la divers sau poate de la un farmacist că suplimentul X este benefic pentru a-și ajuta ficatul, motorul acesta al organismului, să funcționeze corespunzător. E în regulă să se prezinte la farmacie și să ia un hepatoprotector, nu știu, pe care l-a văzut poate de 10 ori într-o zi la televizor, într-o reclamă? În niciun caz. Nu cred că asta ar trebui să fie atitudinea, ci atitudinea ar trebui să fie următoarea, să înțeleagă acel comportament care duce la boală, acela trebuie să fie înlăturat. Nu înseamnă să continue cu acel comportament care eventual aduce un toxic în organismul lui, dar pentru că ia un supliment care ar putea să-l ajute și să-l protejeze, el continuă să bea mult sau să mănânce foarte mult. Degeaba, ca să nu mai vorbim că fiind un supliment alimentar, fiind un adaos la dietă, dacă vreți chiar se bate cap în cap cu ceea ce își propune. Dacă are ficat gras și el ar trebui să slăbească, el adaugă un supliment alimentar care ce o să facă? O să-i crească pofta de mâncare eventual. Și atunci nu o să poată să scape de ficatul gras. Deci în niciun caz nu vreau să rămânem cu ideea că dacă luăm un supliment alimentar putem să continuăm cu acel comportament nesănătos. Din contră, ar trebui să înțelegem că trebuie să renunțăm la acel comportament. Și aș insista că sunt reclame la asemenea suplimente care chiar încurajează, zice, nu, mai bine iei nu știu ce pastiluță dacă vrei să mănânci de toate sau vrei să... Absolut, de aceea v-am și întrebat. Da, da, nu. Mai bine să promovăm ideea de a induce schimbarea comportamentului la asemenea pacienți și nu privirea acestor suplimente alimentare ca fiind un miracol care te ajută să te lasă să mănânci aiurea, că te protejează de ficat gras sau de consum exagerat de alcool. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Dan Pițigoi, pentru această intervenție și pentru toate lămuririle pe care ni le-ați adus. Foarte bine ați explicat exact despre ce este vorba și dumneavoastră, domnule doctor Fotin. Ne revedem cu dumneavoastră săptămâna viitoare. Pe domnul doctor Pițigoi îl aștept cu mare drag și într-o altă intervenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Vă chinuiți întotdeauna să citiți scrisul mic, realizat?